Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție Cât mă costă, doctore. O întâmplare uimitoare și deopotrivă tragică a avut loc săptămâna aceasta într-o maternitate bucureșteană. Un copil s-a născut fără mamă. Manualele de medicină spun că un astfel de caz se întâmplă odată la 10.000 de nașteri. Anomalia apare în luna a treia de sarcină, atunci când fătului încep să îi se dezvolte atât organele interne, cât și mama. În cazul lui Dorin, se pare că organele interne s-au dezvoltat normal, însă mama sa a fost practic absorbită de bebeluș și a dispărut cu totul. Doctorul care a asistat la naștere spune că bebelușul suferă de o malformație congenitală foarte rară, el neavând deloc mamă. Nu ne-a venit să credem. În momentul nașterii copilul părea perfect normal, dar la o privire mai atentă ne-am dat seama că îi lipsește mama. Prima dată am crezut că am greșit noi undeva, așa că am luat-o de la capăt în mod logic. Am pornit de la bebeluș, am mers frumos pe cordonul ombilical, la capătul căruia ar fi trebuit să-i găsim mama. Din păcate pentru copil, la celălalt capăt al ombilicului nu se afla nimeni. Din păcate, viitorul lui Dorin este încă incert, el fiind ținut în viață cu ajutorul unei mame artificiale. Singura lui șansă de supraviețuire este să meargă la o clinică din Viena pentru o operație de transplant de mamă, care costă aproximativ 30.000 de euro. Tatăl copilului a deschis deja un cont în care se pot face donații pentru operația care l-ar putea salva pe micuț. De pe internet, direct pe micul ecran, în fiecare sâmbătă și duminică la Prima TV de la ora 2.